Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur din nou să vă salut și îmi place să vorbesc cu dumneavoastră despre Cuvântul lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place să studiem Biblia în fiecare zi, să citim Vechiul, Noul Testament, să vedem voia lui Dumnezeu, să vedem acestea lucrurile frumoase, gustoase pentru Duhul nostru, pentru sufletul nostru, Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Biblie. Este foarte important ca noi să ne apreciem, ca noi să ne clarificăm cum noi credem în Dumnezeu. Credem noi oare că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic? Credem noi oare că Dumnezeu este Dumnezeu același cum și-a fost 2000 de ani în urmă, cum citim în această carte? Credem că Dumnezeu este același, nu s-a schimbat? La fel ne iubește, la fel este milostiv, este aproape de noi? Cum credem noi în Dumnezeu? Este foarte, foarte important lucrul acesta. Astăzi vreau să vă citesc cuvintele unui proroc. Este o prorocie spusă către poporul Israel, care se află între situația de război. Ei sunt practic în mijlocul războiului, sunt înconjurați de vrăjmași care sunt extrem de puternici și vor să le atacă. Vedem cum le încurajează Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu în aceste momente? Ce cuvinte vin de la Dumnezeu? Deci, astăzi citim de la 1 Împărați, capitolul 20, versetul 28. Sigur că vă încurajez ca să citiți întreg capitol, pentru că așa veți vedea istoria, toată istoria, cum Dumnezeu a lucrat și ce Dumnezeu a făcut. Dacă nu aveți Biblia, contactați-ne și vă facem rost de o Biblie ca să puteți să urmăriți împreună cu noi și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deci, citim de la 1 Împărați, capitolul 20, versetul 28. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și i-a zis împăratului lui Israel: așa vorbește Domnul, pentru că sirienii au zis: Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor. Voi da toate acestea, mare mulțime, în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul. Amin. Dragi prieteni, slava Domnului! Eu mă bucur să citesc aceste versete. Eu mă bucur să vorbesc din această carte, din acest capitol, din acest verset, atât de important pentru noi. Poporul Israel se află în circumstanțele înconjurat de sirieni și odată a câștigat o bătălie un an în urmă. A trecut un an, sirienii s-au îngrămădit și mai mult, oaste și mai mare, și au venit iară și au înconjurat poporul Israel. Și uitați-vă, vine proroc și spune o prorocie, spune un cuvânt: din cauza că sirienii cred că eu sunt Dumnezeu al văilor, da? Eu sunt... ei zic că eu sunt Dumnezeu al munților, ci nu Dumnezeu al văilor. Deci sirienii credeau că Dumnezeul poate să ajute doar în anumite circumstanțe. Deci dacă ai datorii până la 1 milion, până la 100 de lei, atunci Dumnezeu este capabil să te ajute. Dar dacă ai datorii 5.000 de euro sau 10.000 de euro, păi atunci nici Dumnezeu nu poate să te ajute. Dacă ai boala până la durere de cap, ok, în regulă, Dumnezeu te ajută, dar dacă ai cancer sau sidă, nici Dumnezeu nu te ajută. Deci, ei credeau că Dumnezeu depinde de circumstanțele în care se aflau evreii. Dacă circumstanțele sunt mai bune, mai ușoare, mai pozitive, atunci, ok, Dumnezeu poate să-i ajute. Dacă sunt mai grele, văilor, wow, mai greu, mai deschisă bătălia, mai ușor de urmărit, toate lucrurile sunt mai grele, atunci nu, nici Dumnezeu nu poate să-i scapă. Nu, dragi prieteni, dacă citiți toată istoria, tot capitolul, veți vedea că poporul Israel a câștigat bătălia, a devenit câștigător. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus că dacă ei cred că eu sunt puternic în anumite doar circumstanțe, puternic în anumite doar situații, dar sunt situațiile care sunt grele pentru mine. Din această cauză, eu o să arăt că eu sunt Domnul. Aduceți aminte ce înseamnă cuvântul Domnul. Cuvântul Domnul înseamnă stăpân,
cel care domnește, stăpânitorul. Dumnezeu spune, eu țin toate lucrurile în mâna mea. Întreg pământ cu toți oamenii sunt în mâna mea, ca niște furnici micuți acolo, alergăm noi în fața Lui. Deci imaginați-vă cât de atotputernic Dumnezeu, cât de mare este. Dumnezeu poate să rezolvă orice greutate, orice problemă, orice boală, orice datorie, orice dificultate care, în care te afli tu. Dumnezeu este Domnul, este Stăpânul, Cel care stăpânește. Dragi prieteni, eu vă încurajez ca să puneți nădejdea în Dumnezeu, ca să încercați să-L credeți cum este El din punctul de vedere biblic și veți vedea că Dumnezeu va veni și vă va scăpa, vă va ajuta, vă va binecuvânta în situația în care vă aflați. Dumnezeu să vă binecuvânteze în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. We'll be right back.